Vă salut cu respect, distinși consumatori de vloguri ionescene. În vlogul de astăzi vă arăt ce mi-am luat pentru biroul marician, ca să fie, în sfârșit, complet. Ce se află în această cutie? Acest clip nu-i sponsorizat de nimeni. Am cumpărat de pe ozon.bg o tastatură. Tastatura. Tastatura asta am văzut-o la Marquez Brownlee. Asta este unul dintre cei mai cunoscuți vloggeri de tehnologie din lume. E un tip din America. Și mi-a plăcut foarte mult cum arată această tastatură și am zis că vreau și eu una pentru biroul meu. Drept urmare, hai să vedem ce se află în cutie. Este o tastatură mecanică RGB. Pe cutie scrie așa: compact design, compatibilă atât cu Mac cât și cu Windows. Sper să vină direct cu tastele de Mac, ca să nu trebuiască să le scot pe alea de Windows să le pun pe alea de Mac. Este atât wireless cât și wired, adică pe cablu sau wireless. Și se conectează cu până la 3 device-uri și asta mea de la Logitech la fel este. Îmi place foarte mult tastatura mea de la Logitech, dar am zis că e timpul să am și o tastatură mecanică. Probabil că o să alternez cele două tastaturi. Tastatura mea de la Logitech este MX Keys, sunt foarte încântat de ea, este la fel iluminată, dă foarte bine pe birou și mouse-ul meu este tot de la Logitech. Dar am zis, hai să văd cum e cu tastatura mecanică, vreau să aud din nou sunetul ăla de... Battery life, zice că are 4000 de mAh și ține până la 4 săptămâni dacă luminile, backlight-ul, este dezactivat. Eu o să-l folosesc, evident, să văd luminile. Are 15 efecte luminoase. Am căutat foarte mult pe net despre tastaturi mecanice. Foarte multe modele și mie chiar... Majoritatea sunt scumpe, chestia asta a costat 500 de lei. Găsisem una care avea 1000 de lei sau ceva genul și am zis că e puțin cam mult totuși. Vin mai aproape de voi să vedeți mai bine. Vine și cu un cablu de alimentare, de încărcare, alimentare. Ai și un device de ăsta cu ajutorul care ia, scoți tastele, să le pui pe cele de Windows sau pe cele de Mac. Hai să vedem ce taste avem aici. A, le avem pe... le avem pe cele de Windows, ceea ce înseamnă că cele de Mac sunt aici. Deci nu trebuie să mai așa. Asta cred că tot pentru... accesul ăla. Este foarte minimalist ambalată, foarte bine, mai puțină risipă, întotdeauna este binevenită. Ia uite unul care a dat. Vine și cu o dată de protecție. Doamnelor și domnilor, noua mea tastatură. Pregătiți? Deci aici pe lateral butoane de Windows, Android, Mac, iOS, este dată pe iOS default, pentru care asta e așa. Am dat-o pe Bluetooth. Deci aici e când e oprită ai pe off și dacă e conectată prin cablu, dai switch-ul ăsta pe cable și dacă nu, prin Bluetooth. O să încerc cu ea conectată prin Bluetooth. Hei, s-a prins! Trebuie să sting mina să vedeți. Uitați-vă! Ce drăguță e! Ai și un efect așa când scrii. Ce drăguț. Hai să o conectez. Nu mă pot sătura de sunetul ăsta. Până o să mă satur. Eu totuși am comandat-o pe cea cu gri, nu cu alb. Cred că băieții mi-au greșit comanda. O să verific asta. Deci atenție, dacă comandați de la ozone.bg, să fiți atenți. Ei sunt importatori, cred, în... Bulgaria. În România nu o găsești pe asta. Se numește Keychron K2.
Bluetooth Mechanical Keyboard. Scurtă completare, ozone.ro. Da, e BG, adică vine din Bulgaria. Și e trimisă cu Urgent Courier, Urgent Cargus Courier. Cargus, da, înțelegeți voi. Și a venit ok. Pe deosebire de alte comenzi care vin prin Cargus Urgent. Not so urgent. Interesant, mai întâi trebuie să verific dacă comanda mea chiar era cu tastatură cu taste normale, nu albe, că poate am comandat eu din greșeală, eu tot timpul plec de la premisa că poate am greșit eu. Și nu, uite, neagră, era neagră și mi-a primis albă, era neagră. O să sun la ei, sunt trimită neagră. Hai să sunăm la ei. Domnul Cunșură, bună ziua! Bună ziua! Am plasat și eu o comandă la dumneavoastră de tastatură și se pare că au greșit. Mi-au trimis palul. Dar eram așa încântat. Și sincer, e mult mai mișto pe gri decât pe alb. Adică pe alb arată așa și pe gri arată așa. Trebuie să ține apăsat pe FN și pe 1. 4 secunde și ar trebui să-mi apară aici. Uite, a apărut. Și vedeți cum mi-a numit eu asta aici? Drag, pad, pian, șobolan. Sunt foarte amuzant. Și acum îi dau connect și trebuie să conecteze. Și s-a conectat. Fiți atenți că merge. Deci cu excepția faptului că mi-au greșit băieții de la Ozone comanda și nu băieții de la Ozone cu Maya Himaya. Totul e ok. Mamă, trebuie să mă obișnuiesc puțin cu tastele astea așa. Moș Crăciun cuplete dalbe. A sosit sit de prin nămeți. Mamă, e greu să mă obișnuiesc. Deci, mi-a luat foarte mult să scriu chestia asta. Moș Crăciun cuplete dalbe a sosit de prin nămeți ca să aducă daruri multe la fetițe și băieți. Moș Crăciun, Moș Crăciun. Ce mi-a plăcut foarte mult la tastatura asta e că ea are tastele astea, shortcut-urile astea pentru Mac, pe care le-am și pe tastatura mea de la Logitech. Pauză, play, piesă înainte, piesă înapoi, volumul, luminozitatea, inclusiv luminozitatea tastaturii, luminozitatea ecranului, desigur. Chestia asta mi-a plăcut și de asta am zis, bă, aș putea să mă prietenesc cu ea. Lângă asta, fiți atenți aici ce efecte mișto luminoase are. Cât de șmecher e! Cât de tare e! Iubesc toate chestiile pe bază de beculețe. Mamă, cât de șmecher e! Ce tare! Și atunci când scrii, pulsează din zona în care... din zona tastaturii pe care o apeși. Tastei pe care o apeși, scuzați-mă. Mamă, cât de șmecher e. Și tare că poți să o ai și pe alb. Dacă nu... Dacă la un moment dat plictisești de culori, rămâne și pe alb, simplu. Și pe roșu, alegi culorile. Bun, distinși consumatori de vloguri mariciene, putem concluziona că aceasta a fost aventura de astăzi cu tastatura. Dacă aveți recomandări de tastaturi mecanice, pe care ziceți voi că aș putea să le încerc, să mă obișnuiesc cu ele, poate, sau dacă aveți recomandări vis-a-vis de viața cu tastatură mecanică, lăsați-le în comentarii. Ăsta a fost vlogul de astăzi. Încă o dată zic, pentru aceia dintre voi care o iau razna când vine vorba de chestii sponsorizate, acest clip nu-i sponsorizat de nimeni, eu sunt foarte transparent cu voi, spre deosebire de alții. Wink, wink. Crăciun foarte fericit și ne vedem mâine cu un nou vlog aici pe canal, desigur.